În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri și vom începe cu petrolul. Petrolul care continuă să oscileze în jurul pragului de la 41 de dolari pe baril. Această evoluție vine pe fondul faptului că investitorii analizează avertizările referitoare la perspective sumbre pentru cerere, pe măsură ce acele, acel val de restricții continuă să apară. Astfel, în timpul zilei de ieri a avut loc. a avut loc întâlnirea Comitetului Ministerial uh, al, al OPEC, în cadrul căruia uh, s-a evaluat situația actuală a pieței. A, chiar dacă nu s-a discutat despre uh, posibilitatea de reducere sau nu a, uh, a scăderilor actuale de, de producție în cadrul, uh, în cadrul instituției, uh, informațiile au fost unele destul de, de pesimiste și anume faptul că uh, gruparea trebuie să prezinte o atitudine proactivă în contextul unui nivel ridicat de incertitudine uh, privind cererea de petrol. Prin urmare, uh, această, aceste informații au trezit un val de, uh, de așteptări referitoare la uh, referitoare la o amânare a deciziei de majorare a producției începând din luna, din luna ianuarie, iar în acest sens este posibil ca această amânare să fie de aproximativ 3 luni până în aprilie 2021. Totuși, la momentul actual, nu, sunt, nu au fost publicate informații care să confirme un astfel de scenariu și, mai degrabă, acestea sunt doar niște niște scenarii care nu au neapărat un un temei, un temei oficial. În același timp, trebuie spus că mai multe informații din partea, din partea oficialor a unor state importante ale OPEC Tind să încline către un asemenea uh, context. Astfel, ministrul energiei rus, Alexander Novak, a declarat faptul că uh, cererea, uh, de, de fapt, ritmul de redresare a cererii de petrol a uh, fost din nou încetinit tocmai din uh, cauza apariției acestui al doilea val. Prin urmare, uh, pare că Instituția are în vedere acest, acest scenariu și posibilitatea de amânare a, a majorărilor de producție tocmai în ideea de a stabiliza nivelurile actuale ale prețului. În contextul actual, nivelul de la 41 de dolari per baril este unul interesant, este unul de urmărit. Iar în ceea ce privește potențialul de a avansa, zona de la 41,46 tinde să fie următorul punct țintă pentru cumpărători. Vedem că acesta a fost testat de mai multe ori în, în trecut, bier de două ori și chiar și în urmă cu, cu două săptămâni, dar de fiecare dată în orice încercare de a avansa a fost temperată în această zonă și motiv pentru care acesta reprezintă maximul local de la 41-46. În ceea ce privește o potențială scădere, zona 40,14 reprezintă primul nivel de susținere pentru materia primă. Dacă vorbim despre aur, acesta are, pare să se fi stabilizat în urma semnelor de semnelor de progres din cadrul negocierilor. Astfel, vedem o ușoară tendință de mișcare laterală undeva deasupra nivelului de la 1900 de, de dolari pe uncie, care reprezintă un punct important, un nivel cheie pentru această piață. În continuare, Investitorii pe termen lung par să își fi modificat să-și modificat punctul de interes dinspre, dinspre acest pachet de, de stimulente către perspectiva referitoare la câștigarea alegerilor din luna noiembrie. Și astfel, perspectivele de câștig ale lui Joe Biden par să. Indice un posibil pachet de stimulente mai amplu din partea democraților, care ar reprezenta un punct suplimentar de uh, susținere pentru prețul metalului prețios. Pe de altă parte, vorbim despre uh, o ușoară tendință de îmbunătățire a atitudinii referitoare la uh, situația legată de, de pandemie, pe măsură ce ceo ul Moderna, Sti, uh, Stefan Bansel, a declarat că uh, guvernul american ar putea să ofere uh, autorizare de urgență pentru utilizarea vaccinului realizat de către Moderna pentru coronavirus în luna decembrie. Asta în cazul în care vor fi obținute rezultate interimare pozitive în cadrul testelor clinice la nivel amplu care vor fi realizate în luna noiembrie. Prin urmare, vorbim în continuare despre posibilă apariția unui vaccin în următoarele, în următoarele luni. Aspect care ar putea să reducă o parte din, din incertitudinea la nivel global și ar putea să uh, ducă la o reorientare a investitorilor către active de refugiu și la o accentuare a apetitului pentru risca acestora pe termen mai lung, având în vedere că perspectivele se vor îmbunătăți. Uh, totuși, pe termen scurt, uh, nu Vedem elemente clare care să susțină o secvență ascendentă pentru, pentru aur, motiv pentru care este posibil ca metalul prețios să traverseze o perioadă laterală și chiar o ușoară tendință descendentă, în contextul în care vom asista la o consolidare din partea dolarului american, care știm că ar pune presiune asupra, asupra metalului prețios. Zona de la 1900 rămâne în continuare un punct de urmărit, iar apoi un nivel de susținere 1889, cu aproximație în timp ce următorul prag de rezistență 1911. Dacă vorbim despre piața, piața monedelor digitale, aceasta a traversat o uh, perioadă foarte interesantă. Astfel, vorbim despre un nou avans înregistrat de, uh, de Bitcoin, care pare să traverseze o perioadă extrem de, de bună, astfel, după ce uh, a reușit să depășească zona de la 11.000 de, de dolari. Vedem că a traversat o ușoară tendință laterală, da, într-adevăr, cu oscilații destul de ample, dar vedem că tendința a fost una laterală. Am putea spune undeva în jurul pragului de la 11.300 de, de dolari. Ulterior, sfârșitul săptămânii anterioare, în weekend, și, dar în special sesiunea de ieri, a dus la o secvență de apreciere din partea metal din partea monedei monedei digitale care vedem că a atins un maxim intraday la 11.796. Ulterior, un nou maxim intraday a fost atins și astăzi deasupra pragului de 11.800 de dolari, aspect care reprezintă un, o confirmare a atitudinii bullish din partea investitorilor. În continuare, este posibil ca această, această secvență să, să continue în ciuda, în ciuda apariției unui potențial model de double top în zona, în zona aceasta. Vedem deja trasarea, este o formațiune mai puțin, mai puțin ca la carte, dar care ar putea să dar care ar putea să ducă la o ușoară tendință corectivă. Rămâne de văzut cum va evolua prețul în următoarele ore. Totuși, trebuie spus că în continuare ne aflăm pe o tendință, în cadrul unei tendințe ascendente, aspect care reprezintă un, o perioadă bully și o perioadă bună pentru metalele uh, pentru monedele digitale. În continuare, um, perspectivele referitoare la acel pachet de stimulente ar putea să determine o cerere uh, pentru active de refugiu și pentru uh, metode alternative de stocare a, uh, a valorii, iar în acest sens, met, uh, monedele virtuale ar putea să reprezinte unul dintre alege, una dintre alegerile pe care le vor lua investitorii, iar în acest sens Bitcoin desigur rămâne în topul listei preferinței traderilor, având în vedere că este cea mai cunoscută și în același timp cea mai mediatizată și cea mai importantă monedă din piața criptomonedelor. În cazul în care va fi depășită această zonă de la 11.796, următorul prag cheie se află la 12 se află la aproximativ 12.020 de, de dolari, unde vedem că au fost marcate mai multe vârfuri, undeva la începutul lunii septembrie, dar și undeva în prima jumătate a lunii august, motiv pentru care am putea să asistăm la ceva rezistență din partea vânzătorilor în cazul în care prețul va atinge astfel de niveluri. Calendarul de astăzi nu aduce date foarte importante, Vorbim despre publicarea unor informații privind piața imobiliară din SUA la ora. 15-30 ora României. Astfel, date privind autorizațiile de construcții și numărul de locuințe în construcție, în ambele cazuri se așteaptă o ușoară, o ușoară tendință de, de creștere, care ar marca o extindere a perioadei bune de pe piața imobiliară americană. Ulterior, atenția se va orienta și către piața petrolului. La 23.40 datele API privind stocurile de petrol se așteaptă o ușoară scădere minus 0,2%. Rămâne văzut dacă uh, valoarea optimistă înregistrată luna trecută ar putea să fie uh, ar putea să fie extinsă, vedem minus 5,4 înregistrat anterior. Uh, mai mult vorbim și despre un set de discursuri din partea unor banchieri centrali importanți din uh, atât din Europa cât și de peste ocean, astfel la 17.50 ora României va susține o conferință de presă membrul FED Clarida, ulterior la ora 18 ora României președintele BCE Cristin Lagarde la fel va susține o intervenție, iar ulterior ora 22 ora României membrul FED Brainard Va susține uh, un, uh, o intervenție. Dacă vorbim despre calendarul de uh, raportări financiare, printre cele mai importante nume ale zilei se află Netflix, care ar putea să uh, ofere un impuls în indicelui de tehnologie NASDAQ, care a suferit o corecție destul de amplă în ultima perioadă, iar mai mult uh, printre numele de seamă se numără. Lockheed Martin, Philip Morris sau Procter Gamble, care vor raporta înainte de deschiderea, pie de deschiderea pieței americane, prin urmare vorbim despre o perioadă înainte de 16-30 ora României. Prin urmare, calendarul nu ne aduce date foarte importante. Motiv pentru care fluxurile de știri rămân în continuare principalul element de volatilitate și de interes pentru piețe, mai ales că ar putea să ofere noi informații și detalii referitoare la modul în care decurg discuțiile de peste ocean cu privire la acel pachet de stimulente. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă. La revedere!